Luna trecută, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au controlat peste 100 de agenți economici pentru a depista neregulile din domeniul relațiilor de muncă, cât și din domeniul securității și sănătății în muncă. În urma controalelor, au fost depistați angajați fără forme legale de muncă, dar și fără a-și primi salariul și dreptul la concediu de odihnă. În vizorul inspectorilor de muncă au fost și angajatorii care nu au respectat legislația, astfel că au fost amendați pentru că nu au întocmit forme legale de angajare. Pentru doi angajatori din domeniul comerțului, le-au fost întocmite acte de urmărire penală, ce au fost înaintate la parchet. Aceștia aveau peste 5 muncitori plătiți la negru. Cu ocazia controlului au fost sancționați un număr de 22 angajatori, din care 5 angajatori au fost sancționați exclusiv pentru folosirea de muncă fără forme legale. Cu ocazia controlului au fost depistate un număr de 24 de persoane care munceau fără a avea întocmit și înregistrat la ITM Old contract individual de muncă. Pentru aceste nereguli au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 72.500 de lei. Cu ocazia controlelor, totodată au fost dispuse un număr de 144 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în domeniul relațiilor de muncă. În perioada mini-vacanței de 1 decembrie au fost angajatori care nu au respectat zilele libere acordate angajaților, astfel că s-au ales cu sancțiuni. În cazul în care nu-și vor schimba obiceiul de a încălca drepturile salariaților, vor risca ca și în perioada următoare să fie vizitați de către inspectorii de muncă. În perioada 30 noiembrie-2 decembrie, ITM Olt a efectuat acțiuni de control în județul Olt și acolo unde a găsit deficiențe la legislația muncii, a dispus măsuri de remediere a acestora. Angajatorii care nu respectă legislația muncii în privința muncii în zile de sărbătoare legale vor fi sancționați contravențional. Angajatorii trebuie să știe că trebuie să acorde libere salariaților pe 25 și 26 decembrie, dar și pe 1 și 2 ianuarie.